Te salut. Mă auzi? Te salut. Nu știu dacă mă vezi, că nu, pentru că camerele mele sunt ambele puse pe stream, știi? Și dacă spuse pe stream, nu mai pot ca să se cupleze camera cu Skype-ul, știi? Și am reușit după o lună de zile să îmi programez Skype-ul în stream. Și de-aia am zis, mă, hai să văd dacă și cum funcționează, știi? Să văd dacă preia. Și încerc numai scurt, aici Skype. Ia stai să vedem. Încerc să vedem unde ești ăsta. Nu, aici. Ok. Ok, Skype local. De ce nu vrea să-mi iei acum? Exact. Așa, nu, ăsta mi-l trebuie, îmi trebuie NBA-ul, ăsta. Aha, ok. Zac. Ah, perfect. Perfect. Ia stai să văd și pe YouTube. Cum? Eu am pus transfer pe YouTube, dar nu live, e numai privat. Ca să văd, ia să văd cum îl preia. Interesantă chestie, mi-e curios dacă îl preia acum. Ah, ok, mai trebuie să-i dau și drumul. Ok, așa. Ce, păi da. E rău când faci totul singur. Și microfon, și mama naiba, știi? Așa. Hai, preia YouTube-ul. Unde ești? Ok. Mamă, chiar cred că arată bine. Asta este de YouTube. Mamă, arată bine și pe YouTube. Iui, și acum cum îi dau ca să văd dacă, cum îl aud? Stai să mă bag pe telefon să văd dacă se aude pe YouTube ceva, știi? Sunt pe live, dacă sunt pe live, pot să pun pe prietena mea să se uite dacă se vede. Să-i dau pe live? Nu, că vede toată lumea care intră în live. Ah, ok. Nu e nicio problemă. La fix te-a zis și m-a sunat că chiar am o întrebare la dumneavoastră. Ia uite. Spune, care-i? Eu am mașina matriculată în România și sunt aici cu ea de un an și ceva. Aha. La Frankfurt, la Liferanto. Livrez mâncare, am mini-job. Da. Sunt că m-a oprit poliția și iar mi-a spus că trebuie să mă matriculez sau dacă nu mă puteți să mă la ei aici. Aha. Da. Și m-a lăsat cu plec. Marți, iar m-a oprit poliția. Eram oprit, de fapt, eu eram oprit, livram o comandă și când am venit la mașină, ei atunci s-au parcat cu botul în fața mașinii mele. Aoleu. Și ăla, nu, da, neavând ce, probabil, au văzut în sistem că sâmbătă m-a oprit al colega lui și mi-a zis de numere, că trebuie să plătesc impozitul. Da, da. Că n-a putut la verde, în geam. Da. Și mi-a spus că să mă duc să-mi fac, că dacă nu e amenda 80 de euro, așa, bine, chiar azi a fost la și am rezolvat cu 5 euro mea cu bulina și apoi pentru impozit nu știu cum să fac. Ia, stai numai 2 secunde că mă sună scurt o doamnă, numai un pic. Erimoca, nu? Alo. Bună seara, domnul Eric. Bună. Domnul Gabriel, am o rugăminte la dumneavoastră. Bun. Da, sunați-mă, vă rog, mâine în cursul zilei, că eu acum sunt într-un test de stream. Bine? Asta. Bun. Oh, ok. Bun. Ok. O seară bună. La revedere. Nu a fost. Am așteptat o femeie care m-a sunat acum vreo oră că e pe stradă în Regensburg și am zis să mă sune înapoi ca să pot să vorbesc cu ea exact, să-mi spună unde e, dar văd că nu m-a mai sunat. Am crezut că ea e, că e număr românesc. Dar nu. Da. Eu am trimis la clasul muștere la Dietzenbach aici la mine. Că eu stau în Rotgau, dar în Rotgau nu este de matriculări, e la Dietzenbach, la da. De mine. Am trimis, am făcut formularul ăla de pe pagină, bine că am știut și eu germană, am făcut da. Google Translate. Le-am scris acolo ce am pățit, că m-a oprit poliția și că așa, că așa, și că aș vrea să plătesc impozitul, uh-huh. Și că mi-a placheta verde, în fine, și cum să fac cu ei.
ei au închis și nu mi-au răspuns nici acum, două zile de când am trimis cererea. Eu duminică iară trebuie să merg la Frankfurt, că lucrez la Liberando, știți? Ah, aha. Mm-hmm. Nu știu da. Ce să... Păi bun, acum, deci de la finanțe ar trebui ca să, să depui, o, stai așa, hai să o luăm invers. Cu toate că, mă, stai așa, că tema asta este foarte bună. Hai să o facem pe asta în live. O facem, cum să zic. Păi hai că facem așa, eu opresc acum live-ul scurt, ăsta, și atunci numai bine îi dăm bătaie direct în live și atunci îl vede și lumea. Întrebarea ta e bună, e complicată, dar numai bine putem să intrăm în detaliu în ea. Perfect. Ok, pun și titlul, mașină înscrisă în România, cum pot să circule în Germania cu ea? Da, 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 perfect. Bun, atunci hai că facem și te sun imediat înapoi, bine? Da, eu te la Caranțe, Bănățan de-al dumneavoastră. Bănățan, e bun, e bun, e bun. Claudiu. Super. Claudiu, mă trebuie să sunt de la Caranțebeș. Claudiu din Caranțebeș, ok. Da. Bun. Dar stai așa, cu toate că stai, nu trebuie ca să intru să opresc Skype-ul, pot numai să opresc live-ul. Da, da, da. Opresc live-ul și atunci îi dau drumul și pe YouTube, știi? Da, așa. De mine și asta, dacă aveați nevoie de